Stadionul municipal din Câmpul Lung a fost gazda unui meci de pregătire al fotbaliștilor de la CS Rucăr. Echipa fraților Jenaru este teoretic campioana Ligii a 4-a Argeș și se pregătește pentru meciurile de baraj, la care cel mai probabil vor întâlni pe câștigătoarea din județul Dolj, Dunărea Calafat. La sfârșitul acestei săptămâni, rucărenii vor juca pe propriul teren în ultima etapă cu Muscelul Lerești, partidă în care nu au voie să facă pași greșiți. Locule, dacă ești uscat pe teren, bonificat, treieri și... Băieți acolo? Vali, ai vreo manevră cu ăsta? Meciul de astăzi este un meci amical, cu o formație de copii și juniori de la Pitești, al domnului Vali Cocoș, care se ocupă de ceva în de ei. Este un meci de pregătire. Vrem ca băieții noștri să fie pregătiți pentru meciul care urmează, meciul cu Lerești. Și dacă Doamne ajută, batem cu Lereștiul acum, mergem la meciul de baraj și sperăm să iasă cum trebuie. În ceea ce privește barajul, deja Calafatul e adversarul. Da, din ce se vede, Dunărea Calafat a câștigat deja detașat campionatul pe Dolj. Așteptăm acum să se câștige și pe Argeș. Sperăm să fim cei câștigători și, de ce nu, să accedem la Liga 3. Toată lumea își pune întrebarea, în sezonul de Liga 3 unde joacă CS Rucăr? În sezonul care urmează, CS Rucăr o să joace unde este lăsat. În momentul de față, la Rucăr, nu, terenul nu este eligibil pentru Liga 3. Acum o să vedem, o să fie discuții, să se hotărească și domn doctor și atunci o să putem să vă dăm un răspuns. În momentul de față, lăsați-ne să ne concentrăm pe baraj. Vedem după aia tot ce înseamnă organizare, o să le discutăm după. Dacă vor fi respectate calculele hârtiei, rucărenii se pot încununa cu titlul de campioană a Ligii a 4-a Argeș, ediția 2021-2022. Dacă vor trece și de oltenii de la Calafat în jocurile de baraj, rămâne de văzut unde vor juca în ediția următoare de campionat, întrucât stadionul din Rucăr nu poate fi omologat pentru jocuri de acest nivel.